Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Începem Fresh Access, bine v-am regăsit. Începem, de fapt, în această zi minunată, un proces de întinerire. Așa este. Dacă ieri am vorbit cum poate unii tineri sunt îmbătrâniți de vreme, astăzi chiar o să întinerim cu adevărat, mai ales că tu ești plină de culoare. Și văd că ne-am asortat puțin, am puțin alb. Ne potrivim. Deci ne potrivim fiindcă perfect. Fiindcă ne iubim. Începe Fresh Access. Da. Începe Fresh Access, vorbim despre întinerire. Oare e posibilă întinerirea? Eu tind să cred că da, pentru că de ceva timp, involuntar, așa cum ai observat și tu, Iosif. Da, involuntar. Am oprit procesul de îmbătrânire. Eu mi-am dat seama. Serios, nu știu ce am făcut. Adică nu știu, nu pot să-mi explic, că n-am făcut ceva voit, dar nu mă îmbătrânesc. Realitatea e că eu de când te-am cunoscut nu te-ai schimbat deloc, adică ai rămas la fel de tânără. Eu cred că și peste 10 ani. Și mai mult decât atât, parcă tineresc. Da, exact. Hai să ne lămurească Cristi Lazar, bine ai revenit la noi, instructor antrenament mental. Bine v-am regăsit, așa și veseli și tineri și frumoși și proaspeți. Și să-l salutăm și pe Beni, care are și el puțin. Și eu m-am asortat puțin. Roșu în tine. Toți ne-am asortat cu tine. Da. Eu cu puțin negru, care merge cu orice, albul merge cu orice, iar Beni deja e în ton. Suntem tineri toți. Da. Da, spune și mie, Cristi, oare ce am făcut? De ce nu mai îmbătrânesc? Tu? Da. Probabil că ți-ai schimbat gândirea. Eu m-am născut în Giulești și acolo avem o vorbă. Setup mental, îi zice. Așa vorbim noi acolo printre noi. Ok, și care este secretul? Mi-am schimbat setup-ul mental. Da, e foarte posibil. Adică, și fără să conștientizezi, adică e posibil să fii într-un fel și asta se vede pe fizicul tău, pe chipul tău. Păi cum? Să te imaginezi. Toată lumea trebuie să uite la tine, un cadru pe Anisa, vă rugăm. Da? Excelent, întinerești. Chiar așa și este. Eu cred că atunci când vorbim de îmbătrânire fizică, poate ne raportăm la riduri, ne gândim la aspectele astea, dar o persoană poate să arate tânără prin atitudine, să fie zâmbăreață, să fie senină. Da, da, atitudinea se vede și pe chip, să știi. Păi chiar dacă ai, de exemplu, și riduri și aparent pari în vârstă, poți să pari tânără pur și simplu prin atitudinea nu respectivă. Cred. Ba cred da, că par un bătrân fericit. Ba da, voi ați observat, mi-a plăcut ce schimb de replici ați avut, pentru că e adevărat și ce spui tu e adevărat și ce spui tu, adică pentru mine e adevărat. Și ce observ, că sunt oameni care pur și simplu refuză să îmbătrânească. Chiar dacă trec anii peste ei, probabil că ați văzut și voi, sunt la o așa zisă a doua, da, să zicem, da, vârstă, și încă se comportă tinerește, încă au obiceiuri de oameni tineri. Nu spun niciodată, sunt prea bătrân ca să fac asta, sau nu mai e timpul să fac asta. Nu pot să mă îmbrac într-o singuri rochiță cu floricele pentru că sunt mamă, știi? Am auzit ăștia sunt ceilalți concepții. Da, da, da. Care se adaptează biologic, să zic așa, mental, biologic, spiritual, emoțional, se adaptează vârstei cronologice. Uh-huh. Pentru că avem vârstă cronologică, adică numărăm ani, asta știe oricine să facă, și avem o vârstă biologică, care e dată de anii, să zicem, sau nivelul la care se află interiorul nostru, funcțiile noastre, da? Psihic. Și aș porni întâi din zona mentală, pentru că în minte apare ideea că tu vrei să întinerești, de exemplu, sau vrei să încetinești îmbătrânirea, corect? Și atunci cu mintea o să încep să lucrezi pe... Și Iosif vrea să pună o întrebare în direcția asta. Nu în direcția asta. Nu, mă gândeam la direcția. Sigur în direcția aia o pui. Da, în direcția aia. Nu, mă gândeam la ce zicea Beni, că îți dai seama fizică, îmbătrânești sau... Voiam să aduc un exemplu, că am cunoscut noi o bătrânică, uh-huh, care cred că avea vreo 70 de ani, așa ne-a spus ea, dar părea de vreo 40 ceva de ani la gândire și la cât de energică era, plină de viață, și
practic îți transmitea, nu știu, o stare de, de bine, de tinerețe. Nici nu părea că știi că după o anumită vârstă nu mai ești moleșit așa, nu mai ai energie, nu mai transmiți oarecum o stare de tinerețe. Și persoana respectivă părea foarte tânără. De ce am ales acest subiect? De ce? Neuroștiința. Mm-hmm. Și vorbește despre procesul ăsta de întinerire, cum că noi am avea mai multe celule, avem și un ADN inactiv. Noi funcționăm, avem cam 10% îl activăm din ce avem. Sunt anumite celule, anumite gene, într-o stare latentă. Pot fi gene benefice sau mai puțin benefice. Ce moștenim de la strămoșii noștri? Și, da, bineînțeles. Ce antrenăm. Exact. Din genele astea care sunt inactivate, care pot fi benefice sau mai puțin benefice, da, moștenirea noastră genetică, în funcție de gândirea noastră, de conștiința noastră, noi putem activa anumite gene. De exemplu, dacă străbunica a avut o formă de cancer, să spunem, și cunosc cazuri, foarte mulți tineri merg să se controleze, să prevină o astfel de afecțiune, gândindu-se că ar putea să moștenească. Poți să nu activezi niciodată gena respectivă printr-un stil de viață echilibrat, printr-un mediu adecvat și mai ales prin gândirea ta, prin conștiința ta, subconștientul tău, conștientul și aici ne poți ajuta tu. Ideea este că printr-o conștiință înaltă și prin spiritualitate, noi putem să activăm doar genele bune. Asta am citit și eu și mi s-a părut foarte interesant și asta susține și profesorul Constantin Dulcan despre procesul de întinerire printr-o nouă spiritualitate. Mereu îl citesc pe Dulcan. Da, pentru că asta citesc acum și sunt fascinată de mereu, tot ce aflu Dulcan și... în căutarea sensului pierdut acum. Am citit și Inteligența Materiei și da. Super. Așadar. Așadar și prin urmare, cum eu facem? Eu încep la antrenamentul mental, adică... Păi antrenamentul, chiar vorbea de antrenament mental, deci întinerire prin antrenament mental. Am avut și eu onoarea să schimb replici personal, față în față, la o masă și mai mult de atât cu domnul profesor dr. Constantin Dulcan. Și într-adevăr, citind și lucrările și revenind la... cum zic eu, ceea ce mă pricep, antrenamentul mental, pentru că noi asta practicăm și asta predăm. Neuroștiințele, și nu știu cum se zice când zicem neuroștiințe, fac o paranteză, ajutați-mă, neuroscientist se zice în engleză, dar cum se zice în română? Neuroștiință. Nu, neuroscientist este omul de știință care se ocupă cu neuroștiința. Și în engleză e un singur cuvânt, neuroscientist. Dar în română cum putem să zicem? Neuroștiințoman? Nu știu, cred că are tot legătură cu neurologia. Ok, era doar că nimeni n-a știut să-mi răspundă la asta. Deci în românește nici măcar nu există denumirea asta, da? A lui neuroscientist. Deci omul de știință care se ocupă cu partea neuroștiință. Da. Arată că, deci neuroștiința arată că, într-adevăr, celulele creierului pot crea sinapse noi. Adică toată structura noastră nervoasă se poate organiza și reorganiza cu noi sinapse. Asta vorbește și domnul profesor dr. Constantin Dulcan. Cum să facem asta? În primul rând, trebuie să înțelegem că se poate, să acceptăm asta. În al doilea rând, să vrem. Adică să trecem de programele. Câți ani ai? 40. Și nu te doare nimic? Nu. Înseamnă că ești mort. Asta știți, sunt programele vechi. Știți asta? Vorbele aia, voi n-ați ajuns încă la vârsta asta. Da, sau stai puțin, mai sunt vorbele alea. A, păi știi că după 30 de ani... Mai am câțiva ani, o să mor. Sau după 30 de ani știi că o să pui pe tine. După 30 de ani nu mai arzi calorile așa. Sau după 30 de ani trebuie să faci nu știu ce, că nu mai poți să faci sport. Sau nu mai ai același tonus. După 28 de ani faci copil. Reiau ideea de unde am lăsat-o. Deci trebuie să vrei. Și pentru asta trebuie să începi să-ți analizezi programele tale de îmbătrânire, ca să zic așa. Băi, cu vârsta nu o să mai poți aia. Și da, parcă nu mai e același chef. Te coci diferit cumva. Și atunci, da, lucrurile arată diferit. Dar asta nu înseamnă că nu mai poți să faci sport. Asta nu înseamnă că faci un sport adecvat vârstei pe care o ai cronologic. Dar știm cu toții oameni care la 60 de ani, știți că sunt exemple, chiar și în România este o doamnă, din câte știu, la 60 de ani s-a apucat să alerge. Da. E o bătrânică, ai spune.
La 96 parcă acum câștigă maratoane. La secțiunea old, vezi, doamne, da? Acum, vezi și în engleză, iertați-mă că asta mi-a venit mie. În românește e simplu, ce vârstă ai? Și te gândești la vârsta cronologică. Și spui vârsta cronologică. Fetița mea împlinește 31 de ani, al ta. Și fetița mea astăzi 4 ani. Astăzi 4 ani. Vorbeam ani puțin mai devreme cu Adrian. Da? Și spuneam, Adrian... Stoica, producătorul nostru. Așa, producătorul nostru. Spuneam, da, și cu colegii, și spuneam, ce făceai cu 31 de ani pe vremea asta? O, stai să mă gândesc. Uite, eu spun sigur ce făceam. Eram tânăr, fericit și alergam de colo-colo, nu erau telefoane mobile, și eram atât de fericit, exploziv, că mi se născuse prima fetiță. Îmi dorisem fetiță, nu era nicio... pe vremea noi n-am fost la, cum se cheamă, la ecograf, nu știam dacă e fată, dacă e băiat, ce o să fie, o să fie. Doamne Dumnezeule, m-am rugat 9 luni de zile, seară de seară, zi de zi, dimineață de dimineață, dă-mi o fetiță sănătoasă. Și am primit o fetiță sănătoasă, da? Azi are 31 de ani. Și uite așa, mi-aduc aminte că cu 31 de ani eram tot fericit. Încercam să-mi dau seama cum de are 31, că dumneavoastră nu păreți mai mult de 40. Mulțumesc, sunt bun pentru subiectul de azi. Apreciez. O să-mi spui și Cristi atunci, ca să nu mă simt prea bătut. Păi da, Cristi. Mulțumesc, apreciez. Cristi, da? Acum 31 de ani și noi nu foloseam telefonul. Exact. De fapt, timpul... Foloseați altfel de telefon. Reiau timpul, ideea. Da, de și apoi, și să te pui, vorbiști despre timp. Și apoi să te pui în mediul potrivit. Dar eu cred că totul pleacă din minte. Adică, acceptând că, da, poți să oprești îmbătrânirea, acceptând că poți să iei hățurile sănătății tale, tinereții tale, vârstei tale și să începi să încetinești. Oamenii ar vrea brusc. Noi îmbătrânim în 20 de ani. Corect? Adică îmbătrânim. Punem rid după rid, uitându-ne doar la aspectul fizic. Punem program după program, felul în care gândim, felul în care ne construim. În 20 de ani. După care ne pică fisa într-o zi, băi, dacă aș vrea să întineresc. Și nu-ți dai mai mult de o săptămână și spui, bă, nu merge după o săptămână. Dar tu ai lucrat timp de 20 de ani la vârsta ta biologică. Papi bine, bei bine, te distrezi bine. Dărim câte o cărămidă în fiecare zi, dar în momentul în care tu ești dispus înseamnă mental și apoi în viața ta, să pui cărămizile la loc, dă-ți timp. Și da, se poate face și știința arată că se poate inversa procesul. Eu aș zice mai degrabă că stopăm un pic sau încetinim îmbătrânirea și reîncepem. Și aici lucrăm poate mai mult, lucrăm și pe partea fizică. Alimentația e importantă, aici sunt specialiști suficient de mulți, nu știu, emoțiile, aici sunt o grămadă de specialiști iarăși cu care să lucrăm. Eu cred că iertarea face parte din program, iubirea face parte din program. Uită-te la sfinți părinți, să zicem, da? Fără referire la unul sau altul, da? Care sunt parcă tineri și proaspeți, deși au o vârstă. Este clar, adică e demonstrat științific, este clar. Uite, noi, de fapt, ne-am născut cu instrumentul... Noi putem să facem miracole cu corpul nostru prin... harul divin pe care îl avem în noi. Noi conținem, suntem divini, da? Avem divin în noi. Suntem divini. Scânteie divină. Scânteie divină, da? Speranța de viață a crescut de la 25 de ani cât trăiau oamenii pe vremuri, secole, da? Secole, da? La să zicem, 85. Nu știu cât e, ca acum cât e speranța. Da, bun. 80. Sunt, da, uite, în diferite țări, în funcție de cultură, japonezii trăiesc foarte mult și arată foarte tineri și undeva prin India, în cultura orientală, ajung și la 130 de ani. În ținutul Hunza, știți, da? Da, exact, în triburi. Și mi s-a părut foarte interesant că ei au o rutină. În fiecare dimineață se trezesc la 5. Nu știu la cât se culcă, dar la 5 sunt în picioare. Nu sunt în picioare. Se roagă înainte. Apoi fac niște exerciții prin care se fac așa la dantură, nu scrâșnesc, și clănțăne. Clănțăne dinții așa de 300 de ori. Da. Pentru a activa nu știu ce zona creierului. Poate interesant. Știi tu mai bine. N-am citit asta. Da. Nu cunosc. După aia înghit de 100 de ori, 300 de ori. Așa cum ar fi mâncat?
beau apă caldă pe stomacul gol. Mănâncă, se face seara până la 7. Adică și așa trăiesc 100 de ani. Păi de asta se trezesc noi foarte, foarte devreme. Nu mănâncă niciodată după ora 19, niciodată. Bine, oricum, cred că se culcă. Da. Obosiți după atâta clănțănit. E amuzant, dar fiecare cultură și fiecare om are rutina lui. Trebuie să găsești o rutină care îți face bine. De ceva care și cafeaua aia pe care o bei greșit pe stomacul gol, să spunem. Dacă o bei cu bucurie și simți că îți face bine, că îți hrănește celulele și te revigorează și îți e un tabiet, n-are cum să-ți facă rău. Eu nu știu, când faci ceva cu bucurie, eu nu cred. Mie îmi place ce spui, că îndrept și discuția spre domeniul meu. Eu consider că îți face rău în timp, chiar dacă tu crezi că îți face bine, pentru că e ceva nociv pentru corpul tău. Eu nu cred că așa se explică ăsta. De ce sunt oameni care trăiesc 100 de ani și fumează 3 pachete pe zi și te gândești, dar cum a putut ăla să... Nu spun că e un exemplu bun, dar vreau să spun că dincolo de obiceiurile astea proaste nocive, gândirea și felul tău de a fi... Dacă e să aplicăm principiul... Pe ce l-a făcut mai rezistent? Dacă e să aplicăm principiul ăsta... Poate gândirea. Gândirea asta putem să și consumăm substanțe interzise, în ideea, mamă, ce bine îmi fac, ce bine mă simt. Și nu fac rău pentru că eu mă gândesc că mă simt bine și așa. Pot să și fumez până nu mai pot. Nu e același lucru. Adică? Nu e același lucru. Pe care e diferența? Diferența e că atunci când... Așa. Iei substanțele astea de care spui, tu ești perfect conștient că îți fac rău. Păi dar și tu de cafea, că mai devreme ai zis. Dar eu nu, tocmai spuneam că nu, eu când beau cafeaua mă gândesc că astea îmi fac bine. Păi și nu că e o plăcere de moment. Când iei substanțe interzise, știi foarte bine, tocmai de asta se numesc interzise, și te gândești, majoritatea fac, iau și eu o dată să văd ce se întâmplă, dar nu mai iau, mă las, păi, nu, ești perfect conștient. Se bate conștient. Cap în cap, că mai devreme ai spus și de cafea, că chiar dacă știu că nu-mi face bine pe stomacul gol, eu o beau. Nu, am zis chiar dacă e catalogat ca substanță, ca un obicei nociv, că mulți ar spune cum să bei cafeaua pe stomacul gol, eu când beau cafeaua pe stomacul gol, mă gândesc că îmi face foarte bine. Deci trebuie să te gândești la plămânul tău, că tu ce ai de țigară, uite-te la n-are sens. Îmi permite să intervin? Câtva timp și cum arăta înainte, Nu, dar mai am câteva minute și trebuie să... Da. Vă permite, aveți dreptul să interveniți. Mulțumesc. Felul în care ați abordat voi subiectul acesta este felul în care abordează... Dar nu te spune, asta-ți spune pe mine, dă-i un ghiunt. Vorbeam cu următoarea invitată că nu poate... Păi, dar vorbește cu invitatul de acum, că e mai... Nu știe să ajungă... Ce-i mână lui minciună. Aveți legătura, da. Felul în care abordăm... E un exemplu foarte bun. Felul în care abordăm noi lucrurile, cei mai mulți dintre noi, da, legat de un subiect, într-o discuție ca aceasta, se transformă într-un fel de competiție, de luptă, de cine are dreptate. Eu cred că asta îmbătrânește. Îmbătrânește mai mult decât cafeaua și țigările și substanțele alea de care zici. Uh-huh. Și anume, îmi place să spun la cursurile noastre și să întreb, cum vrei să fii? Fericit? Sau să ai dreptate? Da, vrei să fii... sărac sau să ai dreptate? Da? Vrei să fii bolnav sau să ai dreptate? Nu, vrei să fii fericit sau să ai dreptate? Ce spunea Anisa, mi se pare că ea vorbește de efectul placebo, care nu exclude consecințele asupra acțiunilor tale, care pot fi nocive. Eu n-am spus că că poți să faci orice și evident dacă faci orice... Evident că orice cantitate din ceva supra-încărcând sistemul, deci dăunează sistemul. Sunt lucruri pe care nu le-aș face niciodată. Iarăși vorbim de o cantitate adunată în timp. Depinde și de celelalte lucruri. Pui ceva în sistem, cum scoți din sistem? Sunt mulți dependenți de cola care zic, eu fiecare zic câte puțin și cola ăla în timp te curăță. Că e o plăcere. Știi cum e. La nivelul ăsta încă nu s-a demonstrat că fumatul omoară, că cola te curăță. Deci ce am vrut eu să spun e că dincolo de un obicei nociv ar trebui să stea gândirea. Și un factor de risc. Asta ai vrut să spui și este un factor dacă de risc. Dacă tu conștientizezi că nu-ți face bine, deja ai un semn de exclamare, tu faci ceva în direcția asta. Mai nasol e să știi că îți face rău și să nu te poți lăsa. Deci asta am vrut eu să arăt, că de ce să nu găsești plăcerea în alte lucruri care îți fac bine? Eu, de exemplu, nu am fost niciodată tentat
să încerc, adică am încercat cafeaua, dar nu mă regăsesc, nu-mi place. Okay. Tu dezvolți, practic, o plăcere față de niște lucruri care știi că-ți fac rău, dar crezând că dacă folosesc câte puțin, nu mă afectează cu nimic. La discuția asta, că nu e ca și când eu le spun oamenilor să bea cafea, adică eu am vrut să spun cu totul altceva. Tu ai zis că în timp, dacă îți place, nu te afectează. Deci eu vreau să arăt diferența între un om care bea cafea și ce of, iar beau cafea pe stomacul gol, o să mi se facă rău și e conștient că e ceva nociv, și un om care bea cafeaua, o savurează și se gândește că îi face bine. Eu asta am vrut să arăt. Nu spun, eu cred că ține e... de control mental. Și anume, uite, eu am ajuns la o vârstă, că vorbim, o vârstă. Îmi place să spun că sunt tânăr de mai demult. Da? Și voi sunteți tineri de mai de curând. Pentru că, așa cum ne-a învățat Petre Ispirescu, maestrul nostru, în literatură și povești, da, există tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Fără de moarte, o știm mecanic. Dar oare ce vrea să spun? Ar trebui să mai citim poveștile astea, da? Tinerețe fără bătrânețe. Eu sunt tânăr de mai de mult. Și consider că o să rămân tânăr și vreau să mor tânăr. Nu vreau să mor de tânăr, vreau să mor tânăr. Adică atunci când va fi tânăr de demult, dacă așa o fi să fie, și o să lucrez pentru asta. Și am ajuns la vârsta asta, de fapt de vreo 7 ani exersez asta. Mie îmi plac tot felul de lucruri. Ai spus că nu-ți place cafeaua. Mie îmi place cafeaua. Da? Și beau cafea de foarte mulți ani. Îmi place alcoolul. Nu sunt alcoolic. Când spun că îmi place alcoolul, îmi place să-l beau într-o anumită măsură, când sunt într-un anumit cadru. Nu mă duc să-mi iau bidonașul, să trag din el, mă bag cu spatele la... Nu ești dependent de nimic. În stație și trag. Da, de acolo. Nu mai e o dependență. Da? Exact. Și pentru că deja fac de o vreme lucrurile astea, adică de niște ani, fumez. Am fumat de, nu de foarte tânăr, dar am început cu armata și cu anturajul. Da, dar și tu faci o pauză de un an. Exact. Un asta an, un an, și de 7 ani, de 7 ani de zile am început, cam 7 ani sunt, am început să zic, mă, stai un pic, ia să văd, eu pot să iau controlul asupra acestor plăceri ale mele, pentru că dându-le stimul pe mai departe, plăcerile astea au controlul asupra ta. Deci se înțelege da, că da, ce vreau da, să spun, da? Perfect. Adică devin obiceiuri și devin substanțe fizice care te controlează pe tine. Ai niște cile acolo prin celule care spun, mai vreau dopamină, mai vreau dopamină. Dopamina se secretă în creier, da? Și se varsă atunci când tu îi dai stimulentul. Mai eu vreau, am făcut lucrul ăsta șorici, mai vreau șorici. Și de 10 zile am ținut o dietă Oșava, prin care am mâncat doar 4 cereale. Turte de cereale. Ai ținut-o deja, da? Da. Așa. Chiar atunci când ne-am cunoscut noi, eram la... Așa. Da, uite, e altceva să ții un și, an, mi se pare. În perioada asta, dintre toate, cafeaua mi-a fost cel mai greu. Eu prezentam știrile noaptea. Nu, a trebuit să renunț. Cicoare se cheamă. Nu aveam voie. Nu, doar făcute după o anumită rețetă și numai apă pură. Știu și eu că am ținut-o. Așa. Ținut-o și de 3 ori pe an. Și foarte primele bun. 2 zile mi s-a părut cumplit, după care am spus, nu cafeaua mă ține trează, nu cafeaua mă face deșteaptă, nu cafeaua mă ține simpatică, nu cafeaua îmi dă plăcerea. Nu, sunt mult peste. Și m-am simțit extraordinar. Dacă organismul meu ar fi dus mai mult, aș fi ținut o... Și asta e 10 zile pe care specialiștii în astfel de diete, regimuri de purificare, curățare, spun că e bine să le ții o dată de 2 ori, de 3, de 4 ori pe an, o dată pe anotimp sau poate primăvara și vara. De ce sunt posturile făcute așa cum sunt făcute? Ca să ne referim numai la alimente. Dar revin la obiceiuri și închid și o ideea mea. Acum vreo 7 ani am început să zic, hai să vedem, pot să renunț un pic la fumat? Și de fapt nu să renunț la fumat, să renunț, da? Zic, un an, hai să încerc un an. Și am făcut proba asta. Un an n-am fumat. M-am simțit foarte bine, am început să mă programez mental, pentru că e un obicei și dacă iei controlul asupra lui la nivel mental și îi dai răgaz și începi și îl sădești ca pe un nou obicei sau... îi diminuezi puterea vechiului obicei. Nu mai faci chestii involuntare, adică totul e sub control. Exact, trebuie să conștientizezi. Exact. Și spun, la anul o să fiu nefumător. Și de la anul am fost nefumător un an. Dar... pe urmă am zis, abia aștept să fumez o țigară. Când? După sărbători, încolo, când o fi. Vreau să spun că m-a apucat și jumătatea anului următor. Uite. Și n-am fumat. Te rog, dă-mi voie și termin. Da. Anul ăsta am făcut ceva nou-nouț. Pe mine mă dau exemplu, da? Că așa pot să spun X și Y.
De anul trecut începând, am zis, la anul o să țin un post de un an. Adică eu sunt carnivor, eu mănânc carne cu garnitură de carne și, dacă se poate, o salată de carne cu ceva carne. Da? Sunt carnivor, ca și am crescut noi, carnivori și sportivi așa, fiind. Da, da. Da? Anul ăsta am zis, țin post. Eu țineam posturile, ca așa le țin eu. Nu, asta îndemn pe oameni să țină posturile, deși sunt foarte sănătoase. Că iei un control asupra unor obiceiuri. Și anul ăsta n-am băut cafea, Anisa, deloc, n-am fumat, n-am mâncat niciun fel de proteină animală, carne, lapte, ouă, brânză, nimic, pește, fructe de mare, nimic. Și în condiții în care am mâncat aproape numai carbohidrați, că nu ai altceva ce să mănânci, și proteine din vegetale, da, din, mă rog, fasole și mazăre și așa mai departe și năut, am și slăbit vreo 9 kg. Și mă simt foarte bine. Vă mărturisesc că mi-e poftă de omletă. Deci programele de acolo încep. Chili de omletă au început să se zbuciume și chili de șorici. Da? Deci vreau șorici. Asta este. Mi-e dor de în un șorici. În opinia mea e de apreciat că poți să ai control asupra ta și un coniac, pardon. Și să îți iei, să zic, uite, un an sabatic sau să faci, cum a spus Anisa, 10 zile. Dar eu nu cred că e vorba despre asta, eu cred că e vorba despre un stil de viață, că degeaba faci 10 zile o cură, exact, dar tu în restul anului trăiești nesănătos. Exact. Degeaba un an de zile nu bei cafea, nu fumezi, ba da, în opinia mea este degeaba. Dacă, să vedem, dacă... Dacă în cei 6-7 ani restul, până la următoarea cură sau la următorul an sabatic, tu trăiești așa, dezechilibrat și consumi orice. Sunt de acord cu tine. Adică... Sunt de acord cu tine. Da, asta este opinia mea. Sunt de acord cu tine. Dar dacă îți exersezi această abilitate a controlului, eu cred că aici e secretul asta, și al tinereții, absolut, și al echilibrului, și al iubirii, și al fericirii. Aș vrea să vedem unde, totuși, unde funcționează puterea minții. Să luăm exemple, două persoane care trăiesc haotic. Cum uite, spune vezi, Ben, facem un exercițiu de întinerire? Da. Vrei? Da. Îl știe toată lumea. Dar poate nu știe toată lumea. Dar nu știu cum să fac cu chestia asta. Mă ajuți tu? Da. Te rog. Am nevoie, că trebuie să folosesc mâinile și trebuie să folosiți și voi mâinile. Nu știu cum o să faceți voi cu regia, da? Zice că să unim mâinile așa. Da. Automat, cine are degetul stâng de la mâna stângă, da? Peste cel drept. Toți avem? Da. Suntem buni. Cine are invers nu sunt buni. Nu, nu e adevărat. E un point asta, da? Și mai facem o dată asta, da? Mai facem o dată asta. Rapid, nu, facem rapid așa. Și când le unești, le unești absolut firesc, da, în felul ăsta. Și acum unește-le invers. Le-am unit, da. Da, deja. Și ți se pare puțin cum? Incomod. Peste mână. Puțin incomod, puțin peste mână. Asta înseamnă că noi avem un program automat să le unim așa. Bineînțeles că extrapolez la toate celelalte programe. Când schimbăm puțin lucrurile, devine inconfortabil. E, dacă o facem de câteva ori, o să devină mai ușor, mai... Firesc. Da? Poți să faci la fel și cu... și ai o mână... Te uiți și vezi că stânga intră, dreapta o ia pe dedesubt, da? Și ea pune-ți invers, asta e și mai evident. Da, opa, eu nu știu. Asta e foarte nasol deja. De ce? Pentru că avem niște automatisme. Și așa se desfășoară viața noastră. Și asta e la nivel fizic, vizibil. Ne încălțăm într-un fel. Ea încalță-te diferit. Îmbracă-te diferit. Ești atent când te îmbraci? Cu care mână bagi întâi? Cum bagi întâi mâinile și apoi capul sau întâi capul și apoi mâinile? Nici nu știi. Cum îți tragi șosetele? Stângul, primul sau dreptul? Habar n-ai. Asta se face cu totul automat. Fetița ta de-abia învață acum să lege șireturile. Cum e? E un întreg univers la legatul șireturilor. Îți mulțumesc, mă simt mai bine când dau din mâini. Păi și tu așa. Păi ce spune neuroștiința? Îți mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumesc. Da? Ce-ar fi să dăm noroc cu stâng? Da, exact. La asta ne-am obișnuit să dăm noroc cu drept. Niște oameni ar zice, bă, nu că aduce ghinion. Nu, eu zic că nu aduce ghinion. Aduce un neuron. În plus. Nu în plus, căci că nu avem mai mulți neuroni. Unii zic că avem mai mulți. Mai nou, în cartea lui Dulcan scrie da, acolo zice că apar și apar neuron noi. Ok, se zice că apare un neuron în plus și atunci dacă mai bei o bere, ci că îi omoară pe aia slabi și reîmprospătezi, da? Căci că acolo omoară neuronii cei mai slabi. Te scapă de ei. Dar eu am auzit dacă... că alcool omoară și ficatul. Și ficatul, dar ficatul este cel mai puternic organ care se regenerează cel mai rapid.
dacă îi dai în continuare alcool, duce, nu știu cât de mult se regenerează. Păi da, dar și pui în minte că el se regenerează. Dar de ce spui ca și când... Tu tot mai te uiți la unul care n-a băut alcool de un an de zi. Eu am auzit că... Vorbeam în general de alcool și ficat. Mai, nu cred că, știi cum e, sunt atâtea lucruri nocive pe pământul ăsta și sunt deja știute. Fumatul, alcoolul, cafeina, drogurile, nu mai spun, tot felul de substanțe interzise. Sunt clar nocive. Da? La fel de nocive hai să vorbim sunt de lucruri simple, furia, să învățăm răutatea... pe oameni lucruri simple pentru întinerii. Hai să facem... Hai, spală-te pe dinți cu mâna cealaltă. Cu mâna cealaltă. Eu ce vreau să spun e că nu suntem mai să le spunem oamenilor nu mai diferit. Fumați, nu mai bezi ceai de nu știu care, nu mai bezi cafea dimineața. Nu pentru asta suntem aici. Hai să sărim în ajutorul lor altfel. Cu noutatea asta pe care am adus-o în fața lor. Cu puterea mentală prin care tu poți să-ți activezi sau să îți inactivezi niște un bagaj genetic, da? Genele. Da. Păi ar trebui să te acordezi la ritmul naturii, de exemplu. Iată un lucru pe care ar putea să facă toată lumea. Să ne reacordăm la ritmul naturii. Știi că nu e natural pentru noi să stăm atâta cu ochii în ecranele astea? Nu e natural. Să-i spunem și lui Iosif, care stă 7 ore Anisei, că a luat pe telefonul acum în mână. Am luat telefonul pentru că mi-a scris producătorul meu că o să urmeze Fresh Meteo. Da, urmează Meteo? Da. După noi. Și la Meteo zice că ești meteo-dependent. Da? Așa. O să plouă, o deci să ar trebui frig. Să ne acordăm la natură. Da. Dar sincer, uite. Ritmul circadian. Să-l ascultăm pe... Zi-noapte. Da. Cum este la noi, cel puțin la latitudinea noastră, unde trăim noi pe paralela noastră aici. Este... Avem 4 anotimpuri. Tocmai a fost... Ce a fost ăsta de toamnă? Echinocțiu, da? Echinocțiu de toamnă. Ziua egală cu noaptea. Deci ar trebui să folosim acest ritm așa cum la țară încă se întâmplă. Te duci la țară și vezi că s-a stins lumina. Cum e la țară? Nu se stinge lumina de vreme și toată lumea e la culcare. Da. La 7 e întuneric. Toamna, iarna, nu mai zic, e la ora 6 întuneric, toată lumea s-a băgat la culcuș. Animalele sunt la culcuș, dorm, dar dimineața, când răsare soarele, sunt fresh, acces, da? Sunt pe treabă. La fel și noi oamenii ar trebui să revenim la lucrurile astea naturale. Ar trebui. Face parte din programul nostru de tinerețe fără bătrânețe, cu cât și ești mai acordat la natură. Și frecvența energetică a pământului, care s-a schimbat foarte mult și tot așa e demonstrat, toate astea au o influență asupra noastră, până și faptul că noi percepem trecerea timpului altfel decât atunci când eram copii, nu neapărat pentru că aveam alt program și, într-adevăr, timpul chiar trece mai repede. Trece mai repede, adică trece mai repede și toate astea au o influență asupra proceselor. Noi suntem și circuite electromagnetice, da? Da. Emitem da. Curent electric, e demonstrat, e măsurat, da? Frecvențele creierului, frecvențele inimii, electric vorbind. Suntem parte dintr-o furtună electromagnetică. Trăim în orașe, trăim în aglomerări urbane. Acum noi interferăm cu câmpuri, da, electromagnetice, că stăm aproape, cam până la 8 metri e măsurat ca acest câmp. Tu cu cine te înconjori? Iarăși ține de cum îți alegi mediul în care stai. Ce mediu ai la locul tău de muncă? E un mediu stresant? E un mediu cu presiune? E un mediu cu oameni, scuze, toxici, da, care atacă, care vor tot timpul să aibă dreptate, vor să te atragă tot timpul într-o discuție, într-o dinamică din asta care te zleiește de puteri? Păi asta gândește-te că te face pe tine să trăiești într-un permanent stres care înseamnă o stare de supraviețuire și care varsă prin, așa e construită natura, așa e construit corpul nostru, prin aceste mecanisme varsă în corpul nostru mai o chimie de supraviețuire care e bună pe termen scurt, dar pe termen scurt te îmbătrânește, te uzează. Asta ca să vorbim de programul de stopare sau de încetinire a îmbătrânirii. A, mai dolce far niente. De ce trăiesc acolo pe aici? Mai la sud trăiesc mult. Trag un pui de somn după masă. Eram la o întâlnire cu niște oameni de afaceri. Așa. Se voiau oameni de afaceri, poate chiar erau, adică nu stau să mă pronunț, antreprenori. Și vorbeau despre angajații lor și despre tipurile de angajați. Păi, Xuleasca nu știe de capul ei, vine și în timp ce face coletele, ascultă
o melodie, aceeași melodie toată ziua. Când e ora 6, a spart ușa. Nu se supără niciodată, nu, e în lumea ei. Știi, și o luau așa peste picior. Da, nu are nicio treabă femeia, de-aia e fericită, că nu are nicio treabă, nu știe pe ce lume trăiește. Vorbeau despre Exulescu, că ăla stă cu piciorul pe așa și pe birou și după aia se stresează, ne stresează pe toți. E un haos total, să facă cât mai multe pachete, că n-a făcut decât 10, că mai are o oră, că n-are timp, că nu știu ce. Și mă uitam cum judecăm tipologiile de oameni și cum îi... și pe ăla l-apreciau. Nu. Uh-huh. Uite, și ăla se agită la locul de muncă să facă asta așa. Și cum judecau persoana aia calmă, care își făcea și ea treaba, dar asculta aceeași melodie în telefon, nu se agita, nu... Și aș vrea să comentăm puțin despre tipologiile de oameni și comportamente, da? Imediat după Fresh Meteo, pentru că o să revenim tot cu tine, am convenit cu producătorul nostru Adrian. Hai să vedem cum e vremea. Și după aia... Nu mai bine să o simțim? Hai, o simțim pe pielea noastră, hai da. Să vedem cum o să fie vremea ca să ne gândim dacă o să ne stresăm, că o să fie într-un fel sau altul. Da, ai dreptate. Sau o să ne bucurăm. O să scoatem meteo, da, o băgăm pe Abi în platou cu noi. Hai să vedem cum e vremea. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Acesta nu era doar situația din poeziile lui Mihai Eminescu, ci și situația din atmosferă de acum, din toamna asta. Avem precipitații, avem temperaturi scăzute. Ce mai? A venit toamna în adevăratul sens al cuvântului. Se cunoaște că suntem în data de 22 septembrie. Avem la noapte temperaturi scăzute, în mod special în zona montană, acolo unde în unele zone se apropie chiar de 0 grade. Pragul de îngheț este extrem de rece. În acest weekend am avut chiar și precipitații sub formă de nisoare la altitudini mari, iar acum cum vom avea precipitații sub formă de ploaie în toate orașele mari ale țării. Vom avea 6-7 grade în zona Transilvaniei pe timpul nopții, la fel aceeași temperatură se menține și în zona de sud a țării. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Dobrogea și în sudul Moldovei, acolo unde media va fi de 9 grade și cerul va fi senin. Mâine temperaturile vor fi și mai scăzute decât cele de astăzi. Mai puneți-vă pe voi încă un strat și luați-vă cu siguranță umbrela cu voi, pentru că va ploua în toată țara. Fără excepție, cerul va fi înorat, vor fi precipitații din abundență, iar e bine să fiți protejați pentru ca să aveți grijă de voi și nu cumva să răciți în perioada asta, având în vedere valul de viroze care există. Aveți grijă de voi și îmbrăcați-vă bine! Da, am revenit. Parcă ne deranjează atunci când vedem în jurul nostru o persoană prea calmă. Avem impresia că nu e productivă, dacă mai doarme și după amiaza sau se retrage într-un col să bea un ceai, ca să nu mai spun de cafea, că nu e sănătoasă, auzi, mă ceartă Ben. E un pic așa, ni s-a prins niște beculețe. Mă, dar noi ne agităm aici să muncim, eu tot timpul răspund la telefon, știi, și asta e prea calmă. Nu calmul trebuie să-l găsim și echilibru și starea de bine, adică trebuie să fim agitați, stresați și transpirați ca să arătăm că suntem eficienți și productivi și că... Probabil că în unele medii așa trebuie să fie. De altfel, la angajare așa te întreabă, dacă poți să lucrezi sub stres. Eu nu vreau să lucrez sub stres și atunci le spun, nu vreau, bine, n-am mai sau lucrezi sub stres, dar nu reziști la stres, că stresul cumva e inevitabil în anumite contexte. Este inevitabil și stresul e sănătos. Pentru că el este o cantitate de energie care ție ți este dată în mod natural ca tu să depășești un obstacol. Da? Să ai energia suficient de... Dar nu te lași doborât de stres. Uh-huh. Nu te lași doborât de stres. Problema este că păstrăm un stres permanent în viața noastră, pentru că suntem într-o permanentă... Alertă. Eu cunosc persoane... Exact. Și asta e dată în mod special de reacția noastră la tot ce se întâmplă în jurul nostru. De o reacție care... mă rog, e decodificată în stilul luptă sau fugi, că ceva e un pericol, că colegii mei sunt un pericol, că deadline-ul, auzi cum ne spune deadline, dar de ce îi zicem deadline? V-ați gândit vreodată? Am mai vorbit asta, cred, nu? Deadline? Mm-hmm. V-ați mai gândit la asta? Că nu e niște lucruri deadline? Nu, la curs adică am e linia morții. Păi cine vrea să termine un proiect să ajungă la linia morții?
la deadline. Acum, dacă știi un pic de engleză, un pic, da? Da, zice deadline. Dar de ce nu zicem joyline? De ce nu zicem happyline? De ce nu zicem lifeline? Domnule, terminăm proiectul. Da, și ce o să fie? O să fie o bucurie. Nu, ajungem la deadline, adică murim. Subconștientul tău preia, mesajele astea și tu parcă niciodată nu vrei să termin proiectul ăla pentru că ajungi la deadline. Deadline permanent. Nu, e joyline, e happyline. Auzi, când aveți deadline-ul cu studioul cel nou? E linia morții, vezi că nu se mai apropie niciodată. E happy line. Noi nu folosim termeni din ăștia aici. La noi e happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Bravo! Happy, happy, joy, joy. Bun, ca o concluzie, cum stimulăm întinerirea? Cum o stimulăm? Cum o stimulăm? Da, cum o stimulăm? Păi, întâi să o simulăm. Mă, da, asta e, dacă o simulezi, să zic e bine. Adică începe și tu, nu știu, prin a te uita în oglindă și a-ți spune că ești frumos. Pentru că cei mai mulți oameni se uită în oglindă și spun, mamă, ce-am îmbătrânit. Aolo, ce mi-a apărut aici. Iau ce labagă știam pe față. Sau poți să te imaginezi, uite, cu 10 ani mai tânără. Eu mă gândesc de multe ori cum eram la 20. Comportă-te ca un om tânăr. Da? Comportă-te, nu exagerat ca un om tânăr. Simte-te tânăr. Eu zic, bucură-te. Da, dar cum să fac asta, că-s bătrân, am 48 de ani. Cel mai eficient folosești un filtru Snapchat, Instagram, cu tinerile. Așa simulezi. Și atunci te uiți la tine. Eu am o fotografie cu mine de când eram tânăr mai de curând, că acum sunt tânăr de mai de mult, vă repet, da? Și mă tot uit la poza aia. De fapt, sunt mai multe. Păi, și eram așa filiform. Deci, în loc de oglindă, te uiți în poza. Mă uit în pozele alea când jucam fotbal și eram în echipă. Da, și zic, uite mă, și acum pot. Am doar 15 kg în plus, dar e ok, încep să le dau înapoi. Hrana la fel e importantă, dar nu vorbim acum de obiceiurile nocive, vorbim de starea de spirit, pentru că asta e, pentru că obiceiuri nocive, să uită Ben așa și zâmbește. Știi că nu e bine să bei apă de la robinet? Sunt foarte multe persoane, nu neapărat de la robinet. Dar asta nu e de la robinet, e din magazin. Sunt foarte multe persoane care nu conștientizează importanța apei, că trebuie să fie o apă pură, o apă cu energie bună, în care ea poate i-ai spus o rugăciune înainte sau ai spus ai te ajuns iubesc. Unde trebuie. Știi că poți să purifici apa? Da. Tu cu mintea ta și cu energia ta. Și cu vorbele frumoase, da, cu vorbe bune, cu energia bună din casă. Dacă există sisteme care pun un electrod în apă și fac osmoză sau nu știu ce fac și îi schimbă structura, noi putem cu câmpul nostru electromagnetic și cu energia noastră să schimbăm structura apei. Și mai mult decât atât, o prăjită la 11 noaptea nu trebuie să mănânci, da? Pentru că îți dăunează... Da, da, ai zis că ai prăjit. Ai prăjit nu, am fiert, întreabă. Eu le fier. Au fiert și au bubuit în oală. Da, deci sunt multe. Nici nu ne putem imagina câte lucruri nocive, în afară de mâncare și de obiceiurile așa mai puțin... Dar totul trece prin minte. Dar totul trece prin minte și uite, Cristi, vreau să-ți mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Eu vreau să iau această gură de cafea. Plec mai tânăr de aici. Și eu vreau să iau această gură de apă purificată care o să mă întinerească. Poți să iau microfonul ăsta cu mine, că îmi place? Da? Te întinerește? E vremea să trecem la următorul invitat. Da, e vremea să luăm pauză, cred. Nu, stai puțin, am făcut fresh meteo. Ce facem, Adrian? Spune că sunt încurcat aici și nu mă lasă să iau telefonul, căci e nociv. Trecem la următorul invitat. Trecem direct la următorul invitat, așa? Exact. Bine, hai că trecem la următorul invitat. Am luat o gură de cafea să fiu tânără și frumoasă. Deci, vezi? Mental. Și acum că am întinerit, de pot să învăț o limbă străină nouă. Mai devreme, da, erai la fel de tânără. Mult. Păi da, dar poți să întinerești. Adică eram tânără și întinerești și întinerești și întinerești în fiecare zi întinerești. O să ajungi bebe. O să ajungi, dar știi că era un film. Da, da. În care merge invers. Da, pot să învăț o limbă străină. Păi dacă tu nu știi atât de multe limbi. Tânără și așa, pot. Păi poți. Pot să învăț o limbă străină, am zis. Nu am eu știam zis. Că tu știi orice limbă. Orice limbă. Da. Dar hai să vedem poate ce pot să învăț eu. Aolea, Iosif, hai să o luăm de la capăt, că mi s-a părut atât de penibil asta cu pot să știi orice limbă și pana mea trebuie să... Tu știi orice limbă. Și a venit, v-a zis, da. Am întrebat, eu pot să intervin? Nu, trebuie să aștept să te prezentăm, da. Hai.
dăm pe ei. Lasă, eu simt. Gata, hai. 5, 4, 3, 2, 1, voi. Păi și dacă am întinerit acum, înseamnă că pot să învăț ceva nou. Pot să învăț o limbă străină. Da, poți să înveți o limbă străină. Ești mai tânăr acum. Vreau să învăț acum. Hai să învățăm. Cu cine învățăm? Cu Mihaela Andoni. Bine ai venit la noi, Mihaela, profesoară de limbi străine. Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Dacă acum am creierul foarte odihnit, am avut o sesiune de întinerire cu Cristi Lazar, instructorul antrenament mental, și vreau să învăț și eu limba rusă. Știi rusă? Știu nu rusă, că acum cu război, cunoște. Germană. Știi germană? Să e mai utilă acum, dacă mă întrebi. Serios? De ce este mai utilă? Păi, ia zi. Pentru că e mai actuală în viețile noastre, în viețile tuturor. Nu ți-ar plăcea să știi? De exemplu, viața mea nu e atât de actuală și utilă. Fie că vrei sau nu, se întâmplă anumite lucruri în zonă și altfel este când citești o traducere care poate da, este sau dreptate. Nu corectă și altfel are când dreptate. Înțelegi direct de la sursă ceea ce se spune. Dacă vin rușii peste noi, să ne poți să schimbi și tu două vorbe cu ei că impresionezi. Să-i spui, stai, nu mă pușca, cum se zice. Vrei apă, vrei bani, vrei ce vrei. Așa. Nu, da, dacă te aude vorbi în rusă, s-ar putea să devină prieten cu tine, nu să-ți fie inamic. Păi da, asta zic. Da, hai să vedem de unde știi limba rusă. Dar nu, hai să vedem ce mă învață și pe mine. Hai, mă învață... Pe rând, vă rog frumos, copii, pe rând. Fii atentă, Mișa. I-a aplicat tactica. Mișa, tu mă asculți pe mine. Deci dacă vorbim toți, tu te setezi să mă auzi doar tu pe mine. Tu ai mai mult spirit rus decât Benjamin, pot să zic. Numele lui așa mai spre neamț, mai liniștită la locul lui. Tu ai mai mult spirit rus, așa. Deci, pe mine mă asculți. Eu sunt regină, eu sunt faraoana. A, nu i-ați spus. Nu există în rusă. Ați vrut să o impresionați. Există în rusă traducere la faraoană? Nu este un termen care să aparțină culturii, dar faraon este la fel în orice limbă. A, ok. Ia zile în rusă. Provenite... Am învățat o limbă străină. Am învățat mai multe limbi străine. Faraon. Faraon în rusă. Cuvintele provenite din alte limbi se preau ca atare, cum nici numele nu se traduc. De aceea o să te înțeleagă. Bine, dacă să zic, au mai auzit. Cum zic, e un faraon. Faraon, ia faraona. Ia faraon. Când aude ăla fuge. În rusă? Da. Ia faraon, faraon. Și ce? Când îi zici ia faraon, ce? Ia înseamnă eu faraona. Sunt. Ia înseamnă și eu, dar înseamnă și eu sunt. De exemplu, dacă vrei să te prezinți, spui ia... Joseph. Da, ia. Cu accentul pe care îl preferi tu. Dacă spui ia... Benjamin sau Benjamin, cum preferi tu. Adică numele nu se traduc. Sunt unele nume care au echivalente, dar în general nu se traduc. Ia Mihaela sau ia Mișa. Mișa nu sună la fel cum îl pronunțăm noi română, pentru că este prescurtarea de la Mihail, adică este varianta pentru băieți, prescurtarea pentru numele bărbătesc Mihail. Mișa nu e și Alexandru? Nu, Alexandru are prescurtarea numelui Sasha. A, Sasha. Da. Da, da, da. A, da, Sasha, da. Cam auzit Sasha Zverev, Sasha de fapt, da. Nu e Mișa Zverev, da. Eu am greșit. Tu de unde știi rusă? Prima și prima oară am auzit în familie, la bunica mea, care era născută în Belorusia, s-a mutat în Ucraina, iar mama mea este ucraineancă, adică este crescută acolo. Și eu mergeam în fiecare vară în Ucraina. Nu știu să răspund cum am învățat, pentru că am învățat pur și simplu crescând acolo. Nu mi-aduc aminte, atunci a fost prima oară. Asta ai trezit vorbind rusă. Exact, da. Aveam prieteni, era așa ca o a doua viață acolo când mergeam vara. Și așa am învățat rusa. Și germană? Germană am învățat prima oară. Am avut curiozitatea să văd... eram într-o librărie și am văzut o carte de limbă germană, pe care o recomand și acum, pe care o folosesc și acum. Era în clasa 12-a. Și era în clasa 12 da, atunci? Da. Și mi s-a părut foarte interesant să încep să învăț. Am început să învăț singură germana și am zis, dar văd că fac progrese. Cum ar fi să știu mai mult, să știu mai bine? La un moment dat am început să mă împotmolesc și atunci am sunat-o pe sora mea care locuiește în Germania, este căsătorită cu un neamț și el mi-a spus, uite, ajutorul primești din partea lui. Mi-am dat seama că greu, e destul de dificil să înveți singur, așa că și mai ales destul de târziu, ai început la 18 da. Ani. Da.
chiar 17. Am făcut 18 după ce am luat bacalaureatul. Cum se spune în germană, urmează pauza? Sau în rusă? Sau în ce vrei tu să ne spui? Jetzt kommt die Pause. Jetzt kommt urmează... die Pause. Ja, jetzt kommt die Pause. Da. Ne oprim. În rusă, de exemplu, сейчас перерыв. Cum? Сейчас перерыв. Сейчас перерыв.
Vrașalis. Am revenit din scurta pauză de publicitate. Mâi Vaș Vrașalis. Eu v-am spus că o să învăț limba străină. Nu, dar să nu mă pui peste 10 bine, secunde. Sunt mult rușii o să înțeleagă Varșovia. Dacă... dar în orice țară te descurci cu mâinile. Adică te, dacă arăți un pic așa cu mâinile, sigur. Mâi Vaș Vrașalis. Exact. Am vorbit tata germană, mă lor mâinile. La ce vârstă ai învățat limba rusă? Am revenit cu Mișa. La ce vârstă ai învățat? N-auzi, mai când era mică, păi, de la asta de mică. Ai crescut păi, de mică, s-a vorbit. Dar pe mine mă interesează alte lucruri. Felicitări pentru că vorbești rusă și germană. Și pe noi ne interesează tot alte lucruri. Pe mine mă interesează să știu cum pot să învăț eficient, cât mai repede, o limbă străină. Ce recomandări ai tu? Ce trucuri ai tu? Bine, să le numim trucuri, dar nu este nicio magie. Așa de bine la televizor. Da, ok. Să vă prezint ponturi. Top 5 trucuri top pentru a învăța o limbă străină. Ponturi. Numărul 1. În primul rând, cunoașteți limba foarte bine. Învață alfabetul limbii respective. Învață alfabetul limbii respective, asta chiar este începutul. Numărul 2. Nu te apuca de o limbă străină dacă nu știi bine să vorbești limba română, așa. Nu, eu zic altceva. Numărul 1. Cumpărăți o carte. Alfabetul. Că de unde să înveți alfabetul? De pe internet. Bine, sau accesează internet. Există atât de multe chestii pe internet. Învățăm, începem cu alfabetul. Exact, începem limbii cu alfabetul. Respective. Da. Ok, după ce am învățat alfabetul, care n-ar trebui să ne ia foarte mult, nu? Depinde, dacă este alfabetul rusesc, posibil să-ți ia mai mult decât te aștepți. Și depinde și ce vârstă ai. Care e vârsta ideală pentru a începe o limbă, să înveți o limbă străină? Eu nu cred că există așa o vârstă ideală. Depinde foarte mult dacă îți place lucrul respectiv sau nu. Dacă îți place ceva și ești pasionat, poți să înveți și la 50 de ani. Dacă îți place, poți să înveți și la 5 ani. Adică am lucrat cu copii care la 7 ani erau germana și când auzeau le plăcea și ei pronunțau și s-au perfecționat efectiv într-un an încât nu-ți vine să crezi că au atât de puțină experiență, că un an nu este mult. Pe mie, dacă mă întreb la 7 ani, se pare mai simplu să înveți o limbă străină decât la 50. Păi. Când e mic, totul e puțin mai simplu, pentru că, în primul rând, nu te gândești la ce faci. Pur și simplu firească. Faci. Pur și simplu faci, exact. Nu te gândești, nu treci prin toate gândurile. Să înveți când ești copil este foarte fain. În primul rând, ai alt timp. Adică timpul ți-l dedici altfel. Nu ai pe zi organizată asta, ci mai degrabă e... Ce vreau să fac azi? Păi mă joc și am oră de engleză, că știu că am oră de engleză. Adică părinții se ocupă de asta mai mult. Eu numărul 2, după ce am învățat alfabetul? Eu cred că depinde foarte mult și de tine ca persoană, cât de repede recepționezi un cuvânt, îl reții. Pentru că am o prietenă care la fel, uite, germană, sau sunt germane și în 2 săptămâni ea vorbea germană, a rămas uimit. În schimb, am un prieten care s-a sunt în Italia asta 10 ani și nici acum nu știe italiană. E adevăr sau mit cu urechea muzicală? Dacă ai ureche muzicală, înveți mai repede o limbă străină. Este adevărat, pentru că dacă ai ureche muzicală, ok, ureche muzicală spunem noi, dar automat ai și memorie muzicală. În momentul în care ai memorie muzicală, îți aduce aminte mai repede ceea ce s-a vorbit la un moment dat, când ai auzit tu limba respectivă sau cuvântul respectiv. Da, în legătură cu ce mi-ai spus tu, Iosif. Sunt persoane talentate care au harul acesta de a învăța limbi străine, de a prinde din mers, de a prinde din aer, auzi și deja poți să aplici. Într-adevăr, sunt persoane mai talentate decât altele la partea asta. Îmi pare rău să te contrazic, Mișa, dar eu am ureche muzicală, am o voce plăcută, dar nu mi-amintesc nimic din ce am spus mai devreme cu... Păi ai ureche am revenit muzicală, dintr-o scurtă pauză de ai publicitate, muzicală, dar deci nu mi-amintesc nimic. Da, deci nu, asta cu urechea parcă, muzicală, nu, deci nu. Parcă Vardă Zvaj, da. Ești mașgușg. Ești mașgușg. Varșovia. Da, doar că ai uitat de elementul principal. Îți dorești tu atât de mult să înveți. Da. Adică motivația este? Sigur, nu rusă. A fost acum 5 secunde. Da. Okay. Atunci motivația trebuie să fie mai persistentă. Ok, deci am înțeles, am învățat învățăm alfabetul. Acum hai să vedem punctul numărul 2. Motivația. Nu, deci de la asta pleacă. Adică dacă nu-ți place ceva, eu sunt pe ideea că dacă nu-ți place ceva, de ce... Nu te apuci. De ce te-ai apucat dacă ceva nu-ți place? Eu mă apuc să montez
mobilă dacă mie nu-mi place să fac asta. Adică mai întâi este dorința și după aceea te apuci de efectiv. Asta îmi spune și soțul meu când îl pun să fac treburi prin casă. Ce, stai să-l sun pe prietenul meu, vecinul. Poate uneori ești nevoit. De exemplu, poate pleci într-o țară străină, ai 50 de ani și ești nevoit să înveți, chiar dacă poate nu-ți combine, nu-ți place, dar ești nevoit. Da, asta e altă discuție. Păi cine te obligă să pleci dacă nu vrei? Da, e când păi, tu pleci la muncă, ești și psiholog? Nu. Nu. Bun, atunci să vorbim despre ponturile... Sau filozof ar putea fi. Așa. Bun. Deci punctul numărul 2. Ok, deci punctul așa, punctul numărul 1, alfabetul. Punctul numărul 2, treci mai departe la cuvinte. Adică nu prea poți să înveți direct fraze dacă n-ai trecut prin să clădești așa, o treaptă, după care următoarea. Mai întâi alfabetul, după aceea cuvinte, construcții de cuvinte, în context. Adică e foarte important să înveți o limbă străină în context. De asta contează foarte mult să fii și expus acestor contexte. Adică înveți nu doar citind dintr-o carte, înveți din niște videouri, înveți din niște seriale, adică să ai o imagine per ansamblu de unde să extragi acele elemente, să le integrezi și să vezi ceea ce înseamnă pentru tine. Și în momentul în care vezi din nou acel context, îți aduci mai ușor aminte ce era acolo, cum suna cuvântul acela, cum întrebai și așa mai departe. Asta este cheia, de fapt, la învăța limbi străine, să înveți lucrurile în context. Bun. Ar fi pasul principal, pasul principal. 3? Ok, pasul 6. Pasul 6, dar au trecut de 3 pași. Lui place să sară peste etape. Răbdător, 3. Ea știe că și în pauză am pus foarte multe întrebări și am sărit peste anumite etape. Nu ne interesează acest aspect. Pasul numărul 3? Pasul numărul 3. Ok, cum decurge asta? Deci, alfabetul, cuvintele urmează există frazele? Pasul numărul 2 sunt cuvintele. Pasul numărul 3 sunt propozițiile. Adică să efectiv să porți un dialog. Să înțelegi un dialog simplu. Pasul numărul 4 să... Să înveți texte? Nu să înveți texte. Gramatica? Asta e foarte greu de zis așa pe pași, pentru că toate astea se desfășoară în același timp. Gramatica când o înveți? Gramatica o înveți, deci există mai multe părți pe care le abordezi în momentul în care înveți o limbă străină. Eu, în metoda mea de predare, merg cu toate în paralel, pentru că nu ai cum să înveți doar gramatică, după aceea doar partea de citire, după aceea doar partea de scriere. Adică sunt... Nu, dar te uiți la o carte care am acasă, una învață engleză fără profesor și e structurată așa, te ia partea de gramatică, într-adevăr începe cu... literele, alfabetul, cel mai probabil. Exact, exact. Și apoi urmează partea de gramatică. De asta mă gândeam că trebuie să treci prin etapa asta. În cărți, partea de gramatică este cea mai ușor de ilustrat. Adică cum altfel să ilustrezi gramatica dacă nu scrii? Dar nu asta este singura... Adică dacă înveți gramatică, nu înseamnă că știi o limbă străină. Recomanzi să înveți mai multe limbi în paralel? Poți să înveți engleză și germană sau franceză și germană, adică limbi total diferite, care n-au nicio treabă una cu cealaltă, crezi că poți să faci asta? În general, nu doar la limbi străine, dar în general când te focusezi pe mai multe lucruri deodată, poți să le faci, dar avansezi mult mai încet. Dacă te concentrezi pe una singură, atunci ai avansa mult mai rapid. Dar faptul că îți pui toată energia în lucrul acela și îți pui timpul și exercițiu și tot ceea dar, ce uite, face eu sunt acum în dilemă la grădinița fetiței, fac engleză și germană e opțional. Eu n-am avut șansa să fac germană, mi se pare o limbă foarte interesantă și utilă și am zis, măi, hai să o dau și la germană, să o scriu și la germană, ea având 4 ani. Și pe asta stau așa și mă gândesc, nu o să încurce cuvintele între ele, nu mai înțelege copilul nimic, care e engleză, care e germană, care, adică recomand la vârste așa de mici să meargă copilul la mai multe limbi străine? Asta depinde iarăși de fiecare, pentru că sunt copii care au talent în sensul acesta și pentru care nu e dificultate să facă diferența între engleză, germană. Acum știu că am oră de engleză. Asta știu că înseamnă ceva în germană. Există copii care sunt talentați și pentru care nu este mult. Dar trebuie, adică fiecare om simțit cât e prea mult pentru el, îi place, nu-i place. Adică ea a prins engleză foarte bine, vorbește jumătate în engleză, jumătate în română. Și mă gândesc că poate ar fi bine să o las cumva să sedimenteze ce a învățat în engleză și să prindă mai bine ca apoi să treacă la nivelul de a ști două limbi străine. E foarte interesant dacă ea deja poate să aplice, adică să vorbească limba engleză și nu înțelege doar cuvinte pe care le spune profesoara. Da, nu, ea face fraze.
Exact, înseamnă că la ea cumva limba s-a sedimentat și atunci nu ar fi o problemă să înceapă pe a doua. Pentru eu așa că știe, consider. De multe ori glumesc cu soțul că știe mai bine engleză. Acum, îți dai seama, la 4 ani copil nu vorbește corect, clar și așa. Și începe, I am hungry, I want to eat. Și suntem toți șocați și poate scâlcește în limba română, știi? Da. Uite, poate să I want my mother, zice. Poate sunt persoane care nu sunt atrase atât de mult de învățarea asta sistematică, organizată, ordonată, adică să iei de la A și să ajungi într-un anumit punct. Poate sunt atrase mai mult de a vorbi cu cineva într-un anumită limbă și spune, bă, uite, vorbește cu mine în engleză, poate așa învăț. Poți învăța în felul ăsta sau trebuie să o iei organizat așa de la început și să avansezi? Te rog, lasă-mă să fac o glumă. Vorbește-ne numai în rusă până la sfârșit să vedem dacă înțelegem ceva din ce vorbești cu noi. Nu, dar trebuie să ai un pic de cunoștințe minime despre, de limba respectivă. Deci trebuie să pornești de la ceva, de la punctul. Nu, dar am auzit persoane, bă, vorbește cu mine în limba engleză. Da, exact, dar știe ceva de engleză. Dar are deja o bază. Adică, deci trebuie să ai o bază. Trebuie să ai o bază și o să cheia este în felul următor. Gândește-te, tu cum înveți, cum ai învățat limba română? Ai învățat-o doar scris? Ai învățat-o doar citind? Nu, ai învățat-o cu toate acestea. Adică în momentul în care ai o oră de limbi străine, de exemplu așa de curgorele la mine, avem partea de, ok, vorbim, vedem niște imagini, vorbim, după care sunt anumite lucruri pe care văd că le facem gramatică, le corectăm, le explic, după care citim un text, după care are ceva de scris. Adică toate aceste părți îmbinate, nu există, faci un singur lucru și așa înveți limba, pentru că nu așa se întâmplă, nu așa o aplici în viața reală. Adică tu ce vrei să ajungi să faci? Să o vorbești, să o scrii, să o înțelegi, trebuie să faci puțin din toate. Exact. Și este o organizare cu puțin din toate, nu este asta, asta sau asta. Nu sunt atât de separate pe cât se prezintă. E o învățare holistică, exact, adică exact, toate ansamblele. Da. 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 Altfel nu, altfel se simte că înveți, știi, într-un punct te blochezi. Într-un punct ești așa, cum fac? Ai vrut să înveți și o altă limbă și ți-a părut grea? N-ai grădă cu germană. Scuze-mă, eu comentez tot timpul greu de grosoarea, dar și așa m-am trezit cu cicălitoare. Nu, dar cred că rusă mi se pare foarte grea. Nu știu dacă e mai grea de chineză sau... Poate, asta zic de chineză. N-am vrut să învăț niciodată chineză circulație. Sau japoneza. Mi se pare ceva total diferit, dar n-am avut dorință. Adică nu am vrut și să nu fi putut că mi s-a părut grea, ci nu am vrut. Dar cum de nu știi franceză? Știu puțin franceză, doar că nu sunt profesor de franceză. Dar mi-a plăcut foarte mult. Și am întrebat-o câte limbi vorbește și a zis că 3. Engleză, germană și rusă. Și acum spune că de 3 la astea 3 e profesoară, dar ea știe și franceză și spaniolă. De fapt, bine, știe mai multe. Adică fraze simple știu așa, dar știu să vorbesc limba respectivă. Auzi, întreabă-i pe oameni câte limbi străine vorbești, o să spună, dacă știu două cuvinte în franceză, o să spună că știu și franceză. Am dat examenul. Nu, adică să fim reali. Te duci într-o țară și te descurci să faci X, Y, Z. Adică poți să faci o programare la doctor, să te duci la magazin să cumperi și să, nu știu, dai comenzile pentru mobila din casă. Poți să faci asta? Atunci, da, știi limba respectivă. Altfel, eu acum știu așa, să spun în rusă, faraon. Ia faraon, ia Nisa și gata, merg în Rusia. Am învățat o limbă străină astăzi la Fresh Access. Tu dacă zâmbești, mulțumim, o să te descurci, stai liniștit. Mulțumim tare mult, Mișa. Te mai așteptăm pe la noi. Și eu mulțumesc de invitație și vă aștept la cursuri. Veniți. Perfect. Cum se spune smochine în rusă? Nu am mai întâlnit niciodată acest fruct în nicio... Germană? În nicio... Nu. Doar în română. Doar în română, nici în engleză nu am întâlnit. Smochine. Smochine! Știați că smochinele, poate ne spune Abi, începe Abi, vorbește în engleză acum, în rusă, în toate limbile posibile. Astăzi la rubrica Știați că aflăm mai multe despre un fruct pe care îl întâlnim des în perioada aceasta de toamnă și care este de multe persoane considerat delicios, în timp ce foarte mulți fug de el. Nu prea există persoane care să fie la mijloc când vine vorba de smochine. Fie le urăști,
fie le iubești. Delicioasele smochine sunt printre primele fructe cultivate de om, fiind dovezi care le plasează în anii 9400-9200 înainte de Hristos. Acestea sunt bogate în fitonutrienți, antioxidanți, vitamine și minerale. În continuare, astăzi aflăm mai multe lucruri interesante despre acest fruct. Fructul smochinului este, de fapt, o floare care înflorește în interiorul smochinei și poartă numele de intructescendență. Astfel, floarea smochinului nu este vizibilă de la exterior, ci se dezvoltă în miezul smochinei, unde se află și semințele acesteia. Smochina reprezintă o foarte bună sursă de calciu. Cantitatea de calciu din smochină este comparabilă cu cea din lapte. O cană de smochină uscate conține la fel de mult calciu cât o jumătate de cană de lapte degresat. 6 smochine conțin 891 de mg de potasiu, mai exact aproximativ 20% din nevoia zilnică și de 2 ori mai mult decât o banană mare. Deși există o varietate de smochini care fac fructe fără polenizare, de polenizarea celorlalte două tipuri se ocupă viespea și nu albina. Această viespe are o istorie îndelungată care ajunge până acum 34 de milioane de ani conform istoricilor. Pare uimitor, însă o fosilă acestei viespi a fost descoperită pe o insulă din sudul Angliei, unde au fost găsite dovezi ale existenței unor specii de dinozauri. Smochinii cultivați pot atinge cu ușurință vârsta de 35 de ani. Iar ultima curiozitate este pentru cei care vor să evite zahărul. Cel mai dulce fruct, da, este smochina, pentru că conține 55% zahăr în formă naturală, ceea ce o face un excelent îndulcitor, ideal pentru a înlocui zahărul din preparatele dulci. Ce să vă zic, poftă bună, sper că vă plac smochinele și sper că acum plecați la magazin să vă cumpărați unele. Ne-am lămurit și cu smochinele. Parcă ni s-a spus cum este în engleză, nu? Da, următorul invitat, Cristian Tudorache, bine vin la noi, antreprenor. Tu știi bine engleză și atunci ne spui și nouă cum se spune la smochine în engleză. Bine v-am găsit. Nu știu bine engleza, mai am până să zic că știu foarte dacă bine engleza. Dacă știi cum se spune la smochine... Din întâmplare că îmi plac smochinele, fig. Ah, fig. Deci, fig, cum? Fig. Fig, adică pig, dar cu f de la floare. Fig. Ah, ok, fig. Da. De acum știm că am aflat primul lucru despre invitatul nostru, că îi plac smochinele. Și mai place și piața imobiliară, nu? De asta ai performat în domeniu atât de mult. Da, mai mult piața imobiliară, că dacă era mai pe smochine, poate mă duceam către... Da. Invitatul nostru a fost chemat de... Care dintre voi e pasionat de imobiliare? Că eu știam... Păi inițial el m-a confundat și a zis că a fost chemat de mine, dar de fapt a fost chemat de Ben. A fost chemat de Ben, care este mare... Agent imobiliar. Agent, da, își dorește parcă să... Nu, chiar recent m-am interesat să văd în domeniul ăsta, să lucrez în domeniul ăsta și... A, să lucrezi? Da. Și ce cauți aici la... Păi pe lângă televiziune, că mă pasionează și domeniul ăsta și așa am dat de pagina ta de Instagram și am văzut acolo că postezi foarte multe lucruri despre piața imobiliară. Postez lucruri despre piața imobiliară, mai puțin poate pe Instagram, mai degrabă pe story-uri, dar mai am și pe materiale story-uri, da. Pe TikTok acolo, dar în cum se face TikTok-urile, mă rog, mai în zona funny, să zicem. N-am mai avut timp de ceva sau pe LinkedIn. Însă e interesant subiectul că îți place piața imobiliară și că te-ar pasiona. Da, dar uite-te că chiar acum, în perioada asta, am înțeles în care nu mai merge atât de bine, chiar acum a apucat pe mine pasiunea asta și am fost puțin descurajat și nu știu exact dacă să mai merg pe partea asta, pe domeniul ăsta, așa că ne poți spune mai multe despre domeniul ăsta. Dar tu te răzgândești așa în funcție de cum bate vântul, dacă păi ești pasionat normal, de un domeniu, îți dai seama te că uiți și la aspectul sunt perioade ăsta, mă, și perioade. Funcționează, acum, nu funcționează. Tu vrei pe termen scurt sau pe termen lung să pui bazele unui business? Păi asta e întrebarea. Pe termen lung se va remedia situația? Pe termen lung, situațiile sunt fluctuante, adică ups and downs, ca în orice domeniu. Însă întrebarea și subiectul e foarte interesant, pentru că eu, din punctul meu de vedere, e o problemă asta în piață, cu
cu vreau să intru în imobiliare sau ca agent sau ca antreprenor în imobiliare sau vreau să cumpăr în imobiliare, dar acum mai e treabă sau nu mai e treabă? Se vând sau nu se vând? Dacă vrei să faci o carieră în imobiliare pe termen mediu și lung, trebuie să iei în calcul că sunt ups and downs. Și din punctul meu de vedere, agenții profesioniști, agențiile care oferă servicii de calitate clienților, au mai mult de câștigat în perioade economice mai puțin prielnice decât în perioadele de creștere economică sau de boom, pentru că acolo, în acele perioade, oricine poate vinde, nici nu trebuie să facă prea mult efort. Iar în perioade de genul acesta, practic se cerne piața și rămân cei buni în piață. Păi știi cum e, pui o postare pe Facebook că îți vinzi garsoniera și gata, ai 3 cumpărători. Nu mai ai nevoie de agent imobiliar în perioada de boom. E asta o soluție pe care o amintește Anisa? Depinde. Dacă vrei să o vinzi și nu știi exact cât valorează proprietatea ta, de obicei când ești persoană fizică proprietar și vrei să-ți vinzi o proprietate sau să o închiriezi, te uiți așa în piață și vezi ce alegi. Alegi cel mai bun preț pe care îl vezi în zona ta. Fără să iei în calcul finisaje, când a fost ultima dată renovată, calitatea finisajelor, sunt multe aspecte pe care trebuie să le încalcă. E bine să apelezi la un agent imobiliar atunci când vrei să vinzi o locuință, pentru că, uite, de exemplu, majoritatea care își caută o locuință pentru chirie, se uită, să nu fie, ia să vedem, e privat, e agent imobiliar, să fie direct proprietar, ca să nu mai plătească comisionul ăla. Întrebarea e de ce e bine să apelezi la un agent imobiliar, pentru că nu știu cum ar putea să spună Cristian, nu e bine să apelezi la un agent imobiliar. Dar surprinde că îți spun și când nu e bine. Când nu e bine și uite, când ar trebui să apelăm și când nu ar trebui să apelăm. Deci dacă ai foarte mult timp la dispoziție și n-ai ce face cu el, n-ai familie, n-ai prieteni și ești ai o casă și vrei să o vinzi? Atunci ocupă-te singur, că n-are rost să plătești pe cineva, pe altcineva. Poți să te ocupi și să faci, să-ți repari prin casă diverse. Însă sau nu neapărat când ai foarte mult timp liber și n-ai ce face, însă și dacă ai cunoștințe juridice în care să-ți cauți informațiile suficient, poți să te ocupi singur. Însă, dacă ai nevoie să o vinzi la prețul corect în piață și într-un timp scurt, dacă ai nevoie poate să o vinzi chiar mai bine decât ai putea să o vinzi singur și vrei să o listezi o proprietate corespunzător și listarea înseamnă nu doar a face fotografii cu telefonul din unghiuri mai puțin potrivite, de a face un staging la proprietate astfel încât să ai aduci cei mai buni potențial cumpărători, atunci trebuie să lucrezi cu un profesionist. Și aici depinde cum înțelegi, cu cine lucrezi. Tu pe ce zonă ești antreprenor în imobiliare? Ce zonă ți-ai ales? Zonă la ce? Pe ce ești? Pe, adică ești, trei ani ai firmă de cu agențe imobiliari, vânzare, cumpărare, închiriere, regim hotelier? Noi suntem o companie de consultanță imobiliară. Consultanță pe toate imobiliare, zonele. Pe tranzacții, în special pe retail, adică pe rezidențial. Suntem axați atât pe tranzacții imobiliare de vânzare de la persoane fizice, retail sau cu dezvoltatori, cât și închiriere, însă avem o divizie foarte importantă în firmă de property management, rezidențial. Ce înseamnă asta? Un proprietar, persoană fizică sau juridică, investitor mic sau mare în piața imobiliară, poate degreva toate aceste responsabilități de a închiria o proprietate către o firmă specializată. Practic, ceea ce facem noi, fiecare proprietate la noi are un account manager. Da. Care preia proprietatea de la zero, adică de la pregătirea proprietății pentru închiriere, identificarea chiriașului potrivit, tot ce înseamnă juridic, contracte, procese verbale, predare, training-ul chiriașului, de ce să utilizeze și cum să utilizeze bunurile din proprietate, menținerea relației cu chiriașul până la plata taxelor și impozitelor și declarațiile unice pentru persoane fizice. Nu sperie asta cumva chiriașul? Nu-i se pare mai multă bătaie de cap decât să fie cu un proprietar care îl sună o dată la 6 luni și căruia îi trimite banii o dată pe lună într-un cont? Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că tocmai acum finalizăm un studiu exact în aspectul ăsta și să aflăm mai bine problemele pe care chiriașii le au în proprietățile în care locuiesc.
și aș putea spune așa, înainte de a comunica, aproape 20% dintre chiriași au întâmpinat probleme cu proprietarii, în sensul că au primit vizite neanunțate. Ah, da. Însă momentul când ai... E legal? Deloc. Pentru că și mie mi s-a întâmplat și, deși aveam contract, n-am înțeles de ce. Bine, am acum nu e legal, nu e legal. Și până la urmă, dacă vine un vecin pe care nu-l cunoști și bate la ușă, nu poți spune că nu e legal, că ți-a bătut la ușă. Dar tu ai vecinul, dar tu ai un contract cu proprietarul. Să-ți intre în casă, nu, dar nu e fost, ok. La noi a fost diferit. Noi am plecat de acasă și persoana care nouă ne-a închiriat, s-a dus, a intrat în casă. Un duș. Nu, s-a dus și a luat mâncare? Ceva din casă. A intrat și în casă. Eu puteam să am, de exemplu, acolo, nu știu, aur sau ceva și putea să... În fine, puteai multe. Să ai ideea, da, că ne-a anunțat, vedeți că am intrat să iau salteaua aia de nu știu unde și am rămas șocat. Da, ai dreptul să schimbi și ala dacă ești chiriaș, ai dreptul, nu? Însă e important să lași o rând de cheie proprietarului. Însă proprietarul nu are dreptul să intre în proprietatea respectivă pentru că... indiferent de forma contractuală, că e contract de comodat, că e contract de închiriere, declarat sau nedeclarat, asta e un alt subiect, ai cedat dreptul de uzufruct al acelui bun. Uh-huh. Asta înseamnă că în perioada contract de închiriere tu nu ai acces la acel bun, să-l folosești, uh-huh, sub niciun fel. Altfel, ce poți face? Chiriașul poate face plângere la poliție. Uh-huh. Pentru că a intrat o persoană, chiar dacă este proprietar, a intrat o persoană în bunul pentru care el... ca și când închiriezi o mașină. Poate să vină administratorul de la flota de rentă car să îți ia mașina din stradă pentru că are o altă cheie? Eu sper că da. Știi de ce? În caz să facem o glumă. Am făcut... N-a fost accident. Un mic incident s-a întâmplat. Aveam mașină închiriată în Cannes. Eram în Nisa, de fapt. Trebuia să prindem avionul 2 ore. S-a spart roata, nu răspundea nimeni de la firma de închiriere, am lăsat mașina acolo și le-am trimis mail că o să găsească mașina în drum. De, da, păi dar ce puteam să fac? Să iau mașina cu mine în brațe? Nu ai avionul. Dar cum să nu? Păi da, dar dacă, de exemplu, te chema înapoi să aduci mașina. Am dus cheile doar. Le-am lăsat acolo la terminalul. Și le-a zis unde e locul? Da. Ah, ok. Că mă gândeam că voi ați plecat, n-ați mai avut nu, treabă. Asta a fost așa ca o paranteză, ca o glumă. Sunt acum situații că și vorba situații. De rent-a-car, clienții noștri au acces la... Noi avem și le oferim clienților posibilitatea de a închiria. De la noi, mm-hmm, da. Ah, e fain asta. Noi și, comparativ cu o agenție de rent-a-car clasică, fără avans, fără garanție și la prețuri sub... ce e rent-a-car, dar asta exclusiv pentru clienții pe care avem, uh-huh, un portofoliu, uh-huh, nu e un... Să obțin asta la ce, la regim hotelier sau... La orice client pe care îl avem noi. Nu facem regim hotelier în acest moment, din mai multe puncte de vedere. Și clienți, ce fel de clienți? De exemplu, cei care sunt... care cumpără proprietăți sau care au cumpărat sau care au proprietăți, okay, pe care noi le administrăm, locuiesc în străinătate. Uh-huh. Sau nu au mașini personale, pur și simplu, că nu trebuie să ai mașină personală și au nevoie să folosească un weekend, o săptămână, două, să plece la munte în vacanță. Okay. Și pot folosi, primi mașini întotdeauna noi, adică nu mai vechi de un an, sau numai de 30.000 km. Sunteți foarte tari, bravo. Hai să vorbim puțin despre regimul hotelier. E un curent acum. Cât de legal este să subînchiriezi? Cât de profitabil e? În ce anotimpuri? Care sunt sezoanele profitabile? La ce aspecte ar trebui să fii atent atunci când închiriezi pentru subînchiriere, dacă mă exprim în termenii ok ai voștri? Da, este subînchiriere. Bun. Sezonier, vorbim, depinde foarte mult de oraș. Dacă vorbim de Constanța, de Mamaia, e clar că este sezon, da? Și acolo... astfel încât, mă rog, trebuie să ai tarifele de vară astfel încât să acoperi tot anul. E normal, da. Da. Însă dacă vorbim de București, de Cluj-Napoca, de Brașov sau de orașele mari, atunci în cazul acesta nu prea mai vorbim de sezon. Poate vorbim eventual de anumite evenimente, de exemplu cum avem în Cluj-Napoca Antoldu, unde cu tarifele de pe 4 zile ai obținut veniturile din 2 luni de zile eventual. Dacă vrei să te apuci de regim hotelier, trebuie să iei în calcul foarte multe aspecte. Odată, dacă mergi pe procesul de a-ți clasifica proprietatea prin Ministerul Turismului sau contracte de subînchiriere, de închiriere, de fapt, zilnic, cu ziua. Adică un contract de închiriere, dar cu ziua, pentru că tot acele venituri trebuie să le declari. Da, se practică așa.
din ce am văzut pe grupurile astea de antreprenori și e un curent acum. Tu închiriezi cu, să zicem, 300 de euro, 350 de euro, cât este o garsonieră, da? Plătești lunar proprietarului, iar tu, la rândul tău, listezi, pui pe Booking, Airbnb și mai spunem unul, ca să nu fac reclamă la nicio platformă. Nu știu, sunt mai mult, dar principalele două sunt Booking și Airbnb. Nu pe OLX. Da, poți și pe OLX, inclusiv pe OLX, dar nu prea știi cine îți vine acolo, cine... Nici la Booking și nici la Airbnb. Dar oricum, legat de... Ba da, pentru că primește review prost și clientul tău și atunci nu mai e primit la o altă proprietate. Uite, asta nu știam, adică dacă eu am mers undeva pe la hoteluri, am și eu review-uri. Da, tu, ei te pot pune în lista neagră, adică să nu te mai primească, să nu mai poți. Eu nu cred că ești în lista neagră. Ai un... Nu, nici eu nu cred. Ai un mai degrabă un sunt punctaj. Unele hoteluri în lista mea neagră. Ai și tu un punctaj. Bun, și acolo poți să închiriezi pentru câteva zile sau o zi, o noapte, două zile și așa mai departe. Deci formula asta e cea mai practicată din ce am văzut. Eu recomand un pic temperare și de analiză un pic mai mult înainte de a te apuca de acest business, adică de închiriere, respectiv sub închiriere. Când ai proprietatea ta, poate e mai simplu. În schimb, când închiriezi, ți-asumi un contract de cel puțin 12 luni de zile acolo, pentru care tu trebuie să plătești o chirie, însă trebuie să înțelegi proprietatea și clientul căruia te adresezi cu proprietatea respectivă. Trebuie să o și pregătești, că atunci când închiriezi, nu primești... Clar. Aspirator, nu primești cafetieră și multe altele lenjerii de pat. Trebuie să le investești tu. Apoi ce faci mai departe cu fotografiile și cu listarea în Booking, Airbnb sau ce alte platforme de regim hotelier? Cine se ocupă de recenzii? Pentru că o recenzie, două negative, îți poate scădea numărul de zile pe care le ai ocupate într-o lună. Plus că o chestie nouă, dacă o știai sau nu, dacă îți cade nota sub... știu că pe Airbnb asta scade sub 4, ai multe review-uri negative, te scot din... 4 din 5 la Airbnb sau cum e? Da, tot așa. Te scot din platformă? Te scot din platformă, nu mai poți să funcționezi cu ea și dacă tu ai închiriat-o pe o perioadă de 3 ani, să spunem, ce faci? Rămâi cu ea... Și asta e un risc, asta că trebuie să ai foarte multe review-uri bune. Asta e o problemă cu recenziile și cum răspunzi la ele, pentru că recenzii negative e bine, adică sunt constructive, dar e foarte important cum le... Uite, de exemplu, eu cum caut o proprietate când plec în vacanță, mă uit la recenzii și mă uit în general la recenziile negative să văd dacă probleme se repetă și nu mă uit doar la probleme în sine, ci cum răspunde operatorul. Adică dacă este interesat să rezolve problema sau pur și simplu deci este agresiv. Deci trebuie să răspunzi la recenzii. Da, și nu ostil. Ok. Da, pentru că dacă văd mulți antreprenori, indiferent de business-uri, răspund ostil, pentru că le iau personal. În România cum merge partea asta de regim hotelier? E așa, am terminat ideea. Da, și de ce e bine, de ce nu e bine? De ce ar trebui să ne ferim? Dacă faci sub închiriere, noi am făcut la un moment niște calcule în zona asta și nu considerăm profitabil sub 5 proprietăți în portofoliu. Și contează foarte mult și unde ai proprietățile, că dacă le ai să răsfirate prin orașul în care tu faci acest business, devin costurile sunt mai mari. Pentru că trebuie să iei în calcul aici costul cu platforma de booking, care înseamnă până la 15%, dacă nu mă înșel, comisioane de închiriere printr-o platformă. Costul curățenia, reparațiile, zilele în care ai o problemă în apartament și trebuie să repari și nu mai poți să închiriezi. Trebuie să sincronizezi, dacă le pui pe mai multe platforme, trebuie să sincronizezi trebuie dacă să ai fi se închiriază într-o parte să nu... De exemplu, sora mea are un apartament în regim hotelier, dar îl are chiar deasupra, la etajul următor. Și are un singur apartament și câștigă foarte bine. Asta e în proprietate sau sub închiriată? În proprietate. În proprietate. Când e în proprietate, practic, nu mai e costul cu chiria. Ah, da. Asta e. Bun, dar să spunem așa. Să spunem că tu ai o chirie la o garsonieră în centru de 300-350 de euro. Iar tu iei pe noapte... Cât îți ia Airbnb-ul, Booking-ul, nu știu că este flexibil, se modifică prețul în funcție de anumite criterii. Și tu poți să faci, dacă ai 200 de lei pe noapte, deci tu poți să faci până la 6.000 de lei pe lună din Airbnb. Plătești 300 de euro chiria,
și scoți și investiția, să zicem că ai mai cumpărat un aspirator, o chestie, dar pe termen lung ești în pe regim super hotelier, 20 de zile pe lună ocupat înseamnă bine. Mm-hmm. Deci regimul de ocupare nu întotdeauna sunt, nu e 30 de zile, trebuie să iei în calcul când devine profitabil proprietatea ta, astfel încât să setezi prețul, da? Tariful de închiriere. Trebuie să vezi și concurența. Uh-huh. Și ce oferă concurența, nu doar pentru că pe zona respectivă. Un 300-350 de euro garsonieră în centru nu arată bine. Da, uh-huh. Nu arată. Nu arată bine și atunci în cazul ăsta trebuie să investești ori tu în proprietate, și înseamnă amortizare pe termen lung, ori să iei o proprietate făcută bine, care... cu siguranță o garsonieră nu e la prețul acesta. De ce nu arată? Da, da, îți crește și ție prețul pe tariful pe booking, da, automat. Da și nu. Că depinde. Una e, dacă nu arată așa bine, să zicem, îl dai cu 180 de lei. Dacă arată bine, ajunge și la 400 de lei. Adică tot îți crește. Eu cred că trebuie să-ți menții foarte bine, să faci o analiză foarte importantă. Concurența, uh-huh. Ce oferă concurența, cum arată proprietatea ta și ce prețul pui. Și să stabilești foarte clar. Dacă mergi cu o variantă atât de optimistă în care să ai 100% dintr-o lună ocupată, uh-huh. Problemele pot apărea mai devreme decât te aștepți, financiare vorbind. Trebuie să iei în calcul când, care e minimul de zile pe care poți să le închiriezi, să suporți tu, și când devine profitabil, de la câte dar zile. Dar tu știi ce luni sunt profitabile pe zona asta de regim hotelier? Clar, lunile de vară. Și în București funcționează lunile de vară. Contează foarte mult momentul când concurența este mare, contează foarte mult serviciile pe care le ai. Uh-huh, când, uh-huh. Ai, când tu client, potențial client să închiriezi într-o proprietate de regim hotelier, te uiți la recenzii, când ai mai multe opțiuni, da? Când te grăbești nu te mai uiți, dar uh-huh. când ai multe opțiuni, te uiți la recenzii și cum arată proprietatea și prețul și zona. Și atunci, și în cazul ăsta... Și ce recomandări ai pentru cei care fac regim analiză. Hotelier? Analiză. Analiză înainte de toate și când devin... Analiza să fie și în variantă pesimistă și în variantă optimistă, ca să-și caute adevărul undeva pe la mijloc și să aibă o comunicare foarte bună cu chiriașii. Da, uite, ne spunea cineva care a venit aici și la fel a spus că are un business la Brașov și a închiriat regim hotelier unor tineri care n-au știut că sunt minori când au închiriat, că nu știu cum au fentat ei platforma, le-au pus acolo că au peste 18 ani. Au închiriat și că le-au distrus... tot apartamentul, o măzgăli pe pereți. Efectiv, a fost dezastru. Și nici, mi se pare că nici n-au plătit. Și cum rezolvi în situații de genul? În momentul, oriunde te cazezi la hotel... Mai ales că sunt minori. Oriunde te cazezi la un hotel, ai nevoie de un buletin, nu? Da, nu știu dacă au Booking-ul cerut, poate nu, probabil că n-au făcut închirierea pe Booking sau da. Pe Airbnb. Sau poate, i-au zis, el a zis poate că a afectat platforma. Păi și chiar dacă o faci pe platformă, în momentul când închiriești și îți predă proprietatea, poate în mod normal ar trebui să ai un contract, un draft de contract de închiriere cu ziua, uh-huh. în care se menționează acolo inventarul. Uh-huh. Două pagini, nu trebuie mult, că nu faci ca un contract de termen pe termen. Dar ce faci în inventarul cazul ăsta în care ți se distruge și cer buletinul. Dacă se distruge buletinul, trebuie... buletinul. Apartamentul. Apartamentul. Da. Eram gândul la buletin. Da, că vorbim de te adresezi instituțiilor de abilitate, în speță poliția, însă mai trebuie să ajungi în instanță pentru recuperarea daunelor și trebuie să ai și complicat, o asigurare da. De bunuri. Însă, când chiriașul îți distruge proprietatea, el e responsabil. Deci el trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar. Bun, hai să vedem cum e piața imobiliară acum. E un moment bun să cumpărăm, să închiriem, să vindem, să... Care sunt tranzacțiile cele mai răspund avantajoase? Răspund o întrebare. Pentru ce? Pentru investiție sau pentru proprietate personală, locuință? Hai să vedem pentru ambele. Pentru proprietate personală. Momentul bun este atunci când ai nevoie și ești pregătit financiar. Nu există un moment bun sau mai puțin bun. Pentru că atunci când cumperi pentru locuință, nu cumperi pentru un an, pentru jumătate de an sau pentru trei ani. Nu cumperi pe termen lung. Da, dar poți să mai aștepți. De exemplu, dacă am acum banii, pot să mai stau 6 luni în chirie, dacă nu e un moment bun să-mi cumpăr și știu că vor scădea prețurile peste... Știm că vor scădea. Păi nu știu, te întreb sunt, că... Eu evit întotdeauna, sunt voci în piață care sunt destul de apocaliptice așa în momentul de față și întotdeauna, de vreo 3-4 ani spun că vor scădea prețurile cu 20-30%. La un moment poate vor scădea. Dar prețurile imobiliare, istoric vorbind, n-au scăzut niciodată pe termen lung. Da, sunt
ups and downs, sunt reașezări în piață, însă dacă îți cumperi pentru locuință, vor scădea peste un an, dar peste 5 ani își vor reveni și poate vor fi pe creștere. Dacă aștepți, ai bani acum, ești pregătit financiar și aștepți să cumpere proprietatea pentru că vor scădea prețurile, ce faci dacă nu vor scădea? Ce faci cu banii care acum sunt erodați de inflație? Ce cumperi acum cu 100.000 de euro, peste un an puterea de cumpărare este ceea ce poți cumpăra acum cu 90.000 de euro. De exemplu, ce faci cu banii aceia pe care îi pierzi? Doar din inflație. Deci de-aia eu mizez pe ideea că momentul bun este atunci când ai nevoie și ești pregătit. Dacă a apărut un copil în viața ta și ai nevoie de 3 camere, ce aștepți prețurile să scadă și chinui copilul acela cu tine? Atunci de ce ai întrebat? Dacă pentru proprietate... Pentru investiții, atunci când vorbim de investiții, trebuie să analizezi un pic mai mult piața. Evident că cei care vor să au bugete mai mari de pe piață și au lichidități, nu cumpără când piața este sus. Așteaptă modificări în piață în genul acesta. De-aia spuneam. Și nu e același lucru? Adică, până la urmă, vorbești de achiziționarea unui imobil... Investitorii pregătiți nu-și țin banii în lichiditățile, adică efectiv în bancă. Își țin în alte acțiuni sau își țin în alte fonduri de investiții. Și atunci, când vor să investească în imobiliare și au banii, își mută investițiile. Ei n-au tot ce vezi în top 500, Forbes sau orice altceva, ei n-au banii aceia. Ei nu văd banii ăia. Ei doar își mută investițiile în funcție de oportunități și de piață. De fapt, ei sunt săraci. Ei n-au bani, dar aparent sunt milionari. Dacă vezi acolo un milionar de 50, 20, 100 de milioane și vezi că ai nevoie cash de la el de 100 de mii de euro, s-ar putea să nu-i aibă. S-ar putea să nu aibă nici mai puțin. Și vezi că eu am bani, tu nu ai bani. Mai glumeam cu soțul meu acum cu războiul, cu asta zic, păi unde să ne relocăm dacă ar fi să fie? Și el zice, păi nu știu că n-am niciun ban. Și zic, exact. Păi da, ai garsoniera aia, ai cum cumpărat-o nu știu ce, ai magazin, ai showroom, ai, deci toți banii noștri sunt investiți, noi nu avem banii. Asta e un subiect foarte interesant. Pentru cei care investesc în imobiliare și mă refer la investitorii mici, care nu știu altceva să investească în imobiliare, investițiile imobiliare sunt bune pe termen lung, dar ele nu-ți oferă o lichiditate imediat, când ai nevoie de o relocare imediată sau de o operație sau de ceva. Nu ai cum. Uite, e o discuție interesantă pe zona de business. Știm că tu ai avut parte și de eșecuri pe partea profesională, da, în zona afacerilor. După 3 ani de zile ai luat-o de la zero. Nu mai avem acum timp, dar o să te invităm cu drag. În octombrie, când o să fie și platou mare, da. Gata. Așa, o să te invităm la Fresh Access și povestim acolo ce sfaturi de business poți să ne Până dai. Atunci vom lansa și în studiul, vom pune în piață studiul la care lucrăm deja de mai bine de lună zile pe chiriaș. Super, perfect. Până atunci urmăriți despre evaziune fiscală în imobiliare. Tudorache pe Instagram, că postează lucruri foarte interesante. Mulțumim mult, Cristian. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim și vouă, am ajuns la final de săptămână, Anisa. Ești cam obosit, așa, nu? Păi urmează weekendul. Eu vreau să spun, dacă îmi permiteți 20 de secunde, astăzi este ziua fetiței mele, am o minune de 4 la ani. La mulți ani. Mulțumesc. Fetiței tale, e o fetiță specială. Și vreau peste ani, când o să vadă emisiunea, să știe că o iubesc enorm și nici nu are idee cât e de iubită și cât este de bună. Chiar asista și Cristian la discuția de afară când spuneam că am un copil. La mulți ani. Foarte bun, mulțumesc mult de tot. Și nu pot decât să îi mulțumesc atât. Să-i mulțumesc pentru că există și să o țină Dumnezeu sănătoasă și mie să-mi dea putere să o fac o mare. Asta îmi doresc. Doamne ajută! La mulți ani, Ami! La mulți ani, Ami! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.